Inventatorul lumii e din nou aici. Aplauze pentru Alexandru Țiprov! Bună seara, maestre! Regele invențiilor, nu vă speriați! Bine ați venit! Dacă nu știam eu de cine mi-a fost dor, în ai umor, am aflat azi. Domnul Țiproc! Mă bucur foarte mult din suflet că vă văd iară. Și noi! A venit pe sufletul meu. Îmi plac chestiile astea cu unul care vine și spune am inventat, deci acolo ăia sunt Dumnezeu meu. Domnul meu, îmi permiteți? Înainte de a începe. Orice, cu mare drag. Domnule, ce s-a întâmplat cu țâța mecanică? Doamne, doamne, dar ce bine că mi-ați adus un medic, nu pot vorbi. Gata, gata, gata. Ce? Când ai mufiață, dacă mănânci mămăligă cu brânză, te faci cu brânză. Dacă bei lapte, cu lapte te faci. Am fentat deja mufiața și acum, dacă am supt la biberon, acum sug tot la biberon din cauza mustății. Acum ia să vedeți voi. No, bine, la mulți ani. Sănătate. Prima invenție. Funcționează, nu scurge deloc pe barcă. Așa. Următoarea invenție, domnul meu. De care să vă vorbesc? Una care să am eu un câștig de vreo 10 milioane de dolari sau să vorbesc de muzică sau ceea ce vreau? De muzică, domnul meu, lăsați de banii. Muzică. Banii nu sunt o problemă aici. Am inventat orchestra asta, fiindcă de tânăr, de copil mic, tot am vrut să am un coleg care să mă acompanieze. Am zis că primul lucru este cel mai frumos, cui să cânți o melodie, un cântec. Se cuvine ca președintului domn nostru, cel iubit. Oh. Lui Iohannis, mă. Sănătate. Domnul Țiproc s-a gândit foarte bine să reînvie farmecul orgilor din bisericile occidentale catolice și a creat acel aparat. Mie mi-a plăcut, a fost o îmbinare între mecanică și electrică. Era cea mai chinuitoare orchestră pe care am auzit-o în viața vieților mele. Deci era ceva sinistru. Nici nu poți stai la un concert de la mai mult de 3 minute. Era ca o flașnetă, ca o râșniță. Nu-ți clămpănea în ureche, efectiv, nu era o nenorocire. Salut această invenție, care împreună cu vioara, cu sunet dulce, ne-au făcut seara frumoasă. În timp ce schimbați cureaua, ați putea să ne povestiți? Este nevoie, fiindcă nu-i curentul potrivit pentru... E prea slab. Pentru cum e reglat. Ați putea, în timp ce schimbați cureaua, să ne povestiți despre acea idee de 10 milioane de dolari? Stați un pic. Să vedem acum. Hop. Și le-au un motor de mașină de spălat. Da? Da, sau alternator. Alternator de Dacia. Trebuie să înțelegem că o inovație nu e ușor de făcut. Ați putea să ne spuneți despre ideea noastră de 10 milioane? Hai să vedem. N-are mă treabă, mă. N-are alternator de Dacia, că merge cu baterie de automobil. Bravo. Inexistent. Pentru domnul președinte. Da. Cum se numește domnul președinte? Este o melodie pentru domnul președinte. Numele lui. Eu nu bag în seamă președinte, eu sunt rege. Rege Țiproc. Cum se numește președintele actual al României? Klaus Werner Iohannis. Uite, mă. Hai să vedem melodia pentru Klaus Werner Iohannis. Imnul lui Werner. Băi, hit, mă. Au schimbat pe Alpinion. Merge mai slow. Pui pe unul mai mic. Ce zice domnul președinte la ora asta? Cred că e fiert. Oda lui Werner. Din punct de vedere artistic, oda lui Werner este comparabilă cu Nibelungii și cu cele patru anotimpuri de Stradivarius, nu? Chilete minova caro, Schneider funny ball, Schneider funny ball, Schneider funny ball, Schneider funny de Osmontos. Reclastic, băiatul meu! Bă, ca orice chestie românească pornește la... Treci în formație, mă! Ce colaborare frumoasă! La 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 la
Bravo! Minunat! Excellent. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!